Țara noastră se confruntă cu un nou salt al prețurilor pentru toate tipurile de carburanți. Astăzi, un litru de benzină costă cu 60 de bani mai mult, iar unul de motorină cu peste 30. Indignați, șoferii spun că majorările le golesc buzunarele. Acestea nu se vor opri însă aici dacă e să-i ascultăm pe experți care afirmă că în viitorul apropiat ne vom ciocni de noi scumpiri. Noile prețuri la produsele petroliere au fost deja afișate de toate stațiile PECO din țară. Astfel, un litru de benzină costă în medie 21 de lei și 30 de bani, cel de motorină 17 lei și 73 de bani, iar gazul metan poate fi cumpărat cu 13 lei și 15 bani. Cifrele nu i-au bucurat deloc pe șoferi. Prețuri foarte frumoase, foarte. Nu-mi imaginez ce va face o persoană care are o pensie de 1000 de lei. Prețurile cresc, dar toți oamenii tac, înseamnă că le place. Vedeți și singur, totul este prea scump. Nu-mi place deloc, cred că deja este exagerat. Am văzut deja acolo, e 17 lei și 77 sau cât. Desigur urât, de unde să ia oamenii bani? Eu cred că prețurile o să majoreze, pentru că e logic să majoreze, cu toate că nu e prea bine pentru noi ca țară. Creșterea prețurilor la produsele petroliere în noul an este cauzată în mare parte de majorarea din 1 ianuarie a cotei accizelor prevăzută de codul fiscal, explică ANRE. Astfel, acciza pentru o tonă de benzină importată a crescut cu 586 de lei, iar pentru o tonă de motorină cu 237 de lei. Experții explică majorarea prin faptul că regulatorul stabilește prețurile în funcție de cele de pe piața externă și nu ținând cont de cât au dat petroliștii pentru producția cumpărată anul trecut, când și accizele erau mai mici. În primele 2-3 săptămâni se vinde combustibil care a fost cumpărat anul trecut. Noi avem următoarea formulă. ANRE aprobă zilnic prețul maxim la benzină și motorină, pe baza prețurilor de pe piața externă și nu pe baza prețurilor cu care a fost făcut importul. Petroliștii trebuiau să asigure la 31 decembrie, la 12 noaptea, că au rezerve, inclusiv la benzinării, ținând cont de accize și să nu ridice prețurile. ANRE precizează că prețul produselor petroliere este influențat exclusiv de cotațiile la bursele internaționale și ratele de schimb ale monedei naționale în raport cu dolarul. Precizăm că de la începutul lunii septembrie trecut, creșterea este de peste 1 leu în cazul benzinei și de peste 2 lei în cel al motorinei. Tot în septembrie a intrat în vigoare noua lege cu privire la carburanți votată de majoritatea PAS. Potrivit documentului zilnic, ANRE stabilește preț plafon la benzină și motorina, iar stațiile PECO sunt obligate să le afișeze după miezul nopții. Experții mai estimează o nouă creștere a prețurilor la combustibil în medie, cu 70 de bani pentru toate pozițiile, schimbări care ar urma să fie făcute cel târziu în data de 7 ianuarie. Potrivit lor, acest lucru va fi cauzat de majorarea tarifelor pentru produsele de referință la nivel internațional. În același timp, economistul Gheorghe Costandache a menționat că, chiar dacă prețul de pe piața externă la combustibil se va diminua, acest lucru nu se va întâmpla și la noi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat și pentru miercuri 5 ianuarie prețuri majorate la combustibil. Astfel, un litru de benzină A95 va costa 21 de lei și 43 de bani, cu 13 bani mai mult decât marți. Și motorina se scumpește cu 13 bani, un litru se va vinde cu 17 lei și 86 de bani.